Bună dimineața tuturor! Nu este indicat să luați decizii importante. Berbec, ai putea să te odihnești mai mult chiar dacă problemele pe care le ai astăzi de rezolvat sunt multe. Schimbările pe care le faci vor fi benefice în plan profesional. Taur, se pare că parcurge o perioadă bună atât sentimental cât și financiar. Sunt șanse de reușită în majoritatea domeniilor. Gemeni, ai căutat mult timp noi surse de câștig, iar acest lucru te-a obosit foarte tare. Ai răbdare și o să vezi că rezultatele vor apărea în curând. Rac, ai putea să te limitezi la activități de rutină care nu-ți solicită foarte mult atenția. Ești cam distrat și șansele de succes sunt minime. Leu, ca să te detașezi puțin de la grijile cotidiene și să te încarci cu energie, ai putea să-ți inviți prietenii la o întâlnire, dar asta mai pe seară, pentru că ai de rezolvat câteva probleme minore la locul de muncă. Fecioara, amână orice întâlnire astăzi pentru că nu ești prea comunicativ. Ești cam neinspirat și ar fi mai bine să nu iei decizii importante. Balanță, creativitatea este la cote înalte. Astăzi poți termina destul de ușor probleme care v-au cam încurcat în activitatea profesională. Scorpion, cei apropiați vă pot da sfaturi pentru aplanarea unui conflict în familie. Ascultă ceea ce au de spus și aplică pentru a evita certuri serioase. Săgetător, astăzi ești puțin cu capul în nori, ar fi bine să amâni totul pentru mâine și să te ocupi de lucruri mai puțin dificile. Capricorn, vor apărea câteva evenimente neașteptate care îți cam dau programul peste cap. Ai putea fi nevoit să faci o scurtă călătorie în interes profesional anunțat în ultimul moment. Vărsător, dorești să faci câteva schimbări în locuință, ar fi bine să te sfătuiești cu partenerul de viață și să mergeți împreună la cumpărături. Pești, nu prea ai chef de vorbă astăzi, iar relațiile cu cei dragi au de suferit. Îi judeci prea aspru pe cei din jur și s-ar putea să apară mici discuții în contradictoriu. Atât pentru moment, eu vă doresc o dimineață frumoasă!